Mulțumesc! Proteste la Ministerul Educației. Elevii au venit în număr mare și strigă demisia. Ce nemulțumire au, aflăm chiar acum în direct de la Denisa Gelatu. Bun găsit, Denisa! Un ministru e patapatul! Dacă era elev, mai luai bursă! Bursă! Bună ziua, Flaviana, bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt zeci de elevi care protestează în acest moment la Ministerul Educației și care cer demisia ministrului Câmpeanu. O am alături de mine pe Ariana, o tânără venită tocmai de la Constanța să protesteze aici, în fața Ministerului Educației. Bună, Ariana, să ne spui de ce ai venit să protestezi astăzi. Acum câteva zile, noaptea, a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin de ministru prin care criteriile pentru beneficiere de burse de merit sunt modificate. Astfel, în loc ca elevii să aibă nevoie de media 8.50 pentru a primi bursă de merit, au nevoie de media 9.50. Acest ordin nu a fost pus în consultare publică și a fost adoptat într-un mod complet ilegal. Văd că ai în mână și o diplomă pentru domnul ministru. Să ne explici ce veți face. Eu veți înmâna? Am dorit să-i înmânăm ministrului dacă nu o vom transmite unui secretar de stat sau altei persoane din clădire. Este o diplomă pe care urmează să o semnăm cu toți participanții de la protest pentru cel mai incompetent ministru al educației. Titlul pe care considerăm că Sorin Câmpeanu îl merită în urma tuturor activităților deficitare pe care le-a luat în deprimentul elevilor. Mulțumesc foarte mult, Ariana. Sunt aici elevi din mai multe județe și înțelegem că vin și din Râmnicu Vâlcea elevi care vor protesta aici, sunt pe drum. Rămânem și noi aici și revenim cu detalii în jurnalele următoare.